fii la emisiune invitat. La emisiune, da, invitat. Da. Ai venit cu superba asta, fată, mă, incredibil. Da, am venit cu familia, pentru că și Aian este, uite, știe. El știe, știe deja. E antrenat și Aian. La, la auzi, tu nu știi că la microfon? Mă scuzați, zici că nu lucrezi la televizor. Defect profesional. Da, am venit cu familia și cu Aian, pe care îl cheamă Andrei. Nu cred. Aian Andrei Ștefănescu, deci este și ziua lui astăzi. Și acum ne zici? Acum vă zic. Da, de ce? Am ținut surpriza. Am ținut surpriza pentru mine. Bine că mi-am revenit cu microfonul, că nu știam cum să țin. Deci, trebuie să te învăț eu cum e la televizor cu microfonul. Da, da. Ție care nu-ți mai ajunge viața gura să prezinți cât ai de prezentat, mă, e incredibil. Ai, ai avut un an? Am avut un an plin, greu, foarte greu, cu foarte puțin timp petrecut acasă cu familia. Eu loc tot n-aș lăsa așa o femeie frumoasă atâta de mult. Aia, vezi, mă, să mă șesc. Zic, du-te. Aian, ce faci? Câți anișori ai tu? 2-3. Cât ai? 2-3. 2-3? 2-3, că nu știu, cam pe acolo. Ești pe acolo. Aian, merge la grădini sau stai acasă deocamdată? Deocamdată tot cu mine acasă. Uite. Da, dați un pic pe Aian, că îi place să se va... Aian, uite-te! Îți faci pe la televizor? Aian! Aian, ia zi-mi, tu pe tati îl vezi mai mult la televizor sau îl vezi mai mult acasă? Acasă la televizor, adică. Mai mult acasă, pentru că acasă are televizor. Exact, și atunci mă vede ca și când aș fi acasă. Așa. Dar ce... Cum acasă? Da, auzi, dar ce vreau să spun? Vezi că ți-a dat copilul de gol că nu vii la muncă și tu ești toată ziua la televizor, dar de fapt stai acasă. Aia, da, uite, vezi, nu-i bine. De-aia nu-i bine să vii cu copiii. Da, mă, că îi zic tot. Da. Aian, zi-mi sincer, ce ți-ai mai dorit tu? Un frățior sau o surioară? Surioară, băi! Surioară! Ați auzit, deci surioară. Să n-avem. Surioară. Deci ne-am nenorocit. Ce să zic, eu zic să mergem. Dar stai un pic, Andrei, dacă chiar nu v-ați gândit, adică dacă tot stă singură cu copilul, dacă tot are timp... Dacă tot mi-e greu, de ce să nu fie și mai greu, nu? De ce să nu fie și mai greu? Exact. De ce nu-i faci o surioară? Noi ne-am gândit. Uh-huh. Noi dar n-ajunge doar să te gândești. N-ajunge să te gândești, trebuie să și faci. Dar cum timpul e atât de scurt pentru noi, îți dai seama cum ar veni acum un alt copil în familia noastră? E, cam ar cum ar veni. Ar fi un fel de, nu știu ce, o bombă care ar cădea pe noi așa. Crede-mă, ar fi super frumos. Ar fi frumos, dar greu, foarte greu, pentru că eu nu pot să stau acasă foarte mult timp. Și Antonie și așa e destul de greu. Lasă-mă cu al doilea, nu e nimic la fel de greu. Ce-ai spus? Ce-ai spus? Aian, ce-ai spus? Aian, vezi tu ce vrei să te aducă moșul? Ce jucării îți plac ție? Mașini. Dar zi-mi, te rog, la microfon. Deci ce vrei să te aducă moșul? Mașină, tati? Zi. Mașină. Zi tu. Zi tare, mașină. Ce culoare îți place? Mașină. Ce culoare? Neagră. Neagră. O mașină neagră. O mașină neagră. Nu se poate. Hai să-ți fac o bucurie. Nu o să vezi. De ce? Dar să înceapă să plângă, că e frumos, așa e atmosferă. Da, e frumos. Da. Antonia, ce vă doriți voi de sărbătorile astea? Vreau să spun în primul rând că este primul an în care, uite, sărbătorim și Sfântul Andrei, și Moș Nicolae, și Crăciunul. Cu toți acasă. Da. Nu ne-am planificat nimic cum o deosebit, pentru că lucrurile se întâmplă așa de pe o zi pe alta la noi și se mai schimbă planurile, dar atunci când avem 2-3 zile, sper să reușim să fugim și noi măcar ce după sărbători. Ce faci de Revelion? Cânti sau stai când de Revelion? Băi, dar nu-ți mai ajung bani. Și de Crăciun. Și de Crăciun și de Revelion. Ce faci cu atâția bani? Cu atâția vrei bani? Să spun ce fac? Da. Eu. Bagi la fii atent, mai avem și noi ceva să-ți dăm, că tot e pe mâncare. Două palme. Păi, nu. Pentru tine avem un tort, asta e ziua ta de Sfânt Andrei. Mulțumesc. O trotinetă. Avem și tort și cadouri și o trotinetă pentru Aian. Ia uite ce frumoasă e. Albastră de băieții. Îți place? Uite, îți place Aian? O iei acasă, da, 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 da. Cu ea. L-a învățat bine, l-a educat bine. O tot ce prin să ia acasă, da. Ideea e... Aian, ia vino aici, uite, vino. Acum că am primit o trotinetă, să vedem cu căpuțul cum o să stăm. Cu... Nu, aia și tortul, eu trebuie să adus direct pe haleală. Nu e treabă. Asta e alu tati, tati e cu... Tati e cu păpica. La mulți ani și avem și cadou. Vrei căpșunică, tati, ia căpșunică. Mulțumesc, foarte frumos. Hai că luam și căpșunică, a venit copilul la mâncare. Bravo, tati. Bravo. E bună căpșunică, tati? Mulțumesc foarte mult. La fii atent, pentru că tu ești obișnuit să muncești de ziua ta, că de ce să te duci? Ți-am dat un tort, aș vrea să ne și cânți ceva. Da, că prima și prima dată aduce aminte.
Așa. Cea care a spus despre acestă trupă care abia se înființa, eram eu, acum vreo 15 ani. Știi că trupa Alb Negru încă există? Încă dă-i, nu e? Încă dă-i, nu e? Încă dă-i, nu e? Vai de vadă, nu e multă vreme de acum. Să dea Dumnezeu. Camara, uitați-vă. Hello! Camara, prietenul meu.